ultimii ani s-a înregistrat o scădere a numărului de bolnavi de tuberculoză în țara noastră. Dacă în anul 2002 vorbeam de o incidență de 142 cazuri la 100.000 de locuitori, în anul 2018 numărul acestora a scăzut la 52 de cazuri la 100.000 de locuitori. Aceasta ar fi situația doar pe hârtie, însă realitatea este cu totul alta. Eliminarea unor măsuri de diagnosticare a dus de fapt la scăderea numărului de cazuri. În 2002 erau trimise în teritoriu caravane mobile pentru identificarea cazurilor de TBC. De asemenea, la angajare se solicita prezentarea radiografiei pulmonare. Între timp, toate aceste măsuri de diagnosticare au fost eliminate. Cu toate acestea, țara noastră se clasează pe primul loc în Europa în ceea ce privește numărul bolnavilor de TBC. Pentru a afla situația reală a bolnavilor de tuberculoză din județul nostru și nu numai, am stat de vorbă cu directorul Spitalului de Pneumofiziologie Călărași, doctorul Spiridon Dumitrescu. Care este situația bolnavilor de tuberculoză în județul Călărași? Se înregistrează o creștere a numărului de cazuri sau stagnăm din punctul ăsta de vedere? Este greu să răspund în puține cuvinte. De ce? Pentru că, în general, trendul național și cel al județului este descendent, dar în ultimii 2 ani suntem pe o pantă, un platou de pantă, să zic așa, în sensul că a existat o stagnare a creșterii și discret, e adevărat discret, dar există chiar o creștere față de anul precedent. În ceea ce privește indicatorii statistici, în ceea ce privește indicatorii luați după numărul de bolnavi internați, bolnavi în tratament de tuberculoză, acest număr este chiar surprinzător de mare la ora actuală față de ceea ce înregistram în alte perioade similare ale anilor precedenți. Bineînțeles că nu toți bolnavii sunt din județul Călărași, noi deservim și populația din Ialomița și de acolo sunt chiar mai mulți pe o anumită unitate de timp, dar numărul bolnavilor de tuberculoză există încă la nivel ca peste media națională, să zic așa. Nu peste mult, o să vă pot prezenta și niște date statistice de ultim moment de la Ministerul Sănătății, dar numărul de cazuri de tuberculoză pun încă probleme. Nu trebuie privit scăderea din ultimii ani cu multă relaxare, pentru că nu s-a terminat nici pe departe, problemele puse de existența tuberculozei în teritorii, mai ales în sudul țării, cum suntem și noi. Mă întrebați dacă are un determinism geologie, din punct de vedere topografic, geotopografic, sau este un determinism legat de populație, că e mai săracă, sau e un determinism legat de climă, că e în jurul Dunării, dar continuă să fie cea mai multă tuberculoză din România în zonele care cam se suprapun cu starea de sărăcie a populației. Cam câte județe am avea afectate? Sunt județele din zona de sud sau cum e geografic? De regulă este ca o coroană. Județele din sudul țării, județele dunărene, în frunte cu Mehedinți, Dolj, Teleorman, Giurgiu și județele din Moldova. Acolo din populația ar fi mai săracă sau? Deci se suprapun într-o mare măsură cu indicii de sărăcie. Cât de corect pot să fie acești indici de sărăcie, pentru că aici este o chestie cu sărăcia relativă, sărăcia absolută, dar luându-ne după veniturile populației, după gradul de ocupare a forței de muncă, după așa mai departe, cam astea sunt zonele. Și la nivelul județului, în momentul de față, situația ar fi care? Câți bolnavi avem? Deci în cifre absolute, în cifre de incidență. Deci incidența înseamnă numărul de cazuri la 100.000 de locuitori în țară, în România, din 2002, unde se întâlneau 142,9 la 100.000 de locuitori, în 2018 am scăzut la 59,1. Deci la 142 la 59 am scăzut sub jumătate din incidență. Da? Acum vreau să vă spun că în 1985, înainte de Revoluția din 1989, în 1985-86, incidența în România era tot cam pe aici, 59-60. Deci noi, după 30 de ani de la Revoluție, abia dacă ne-am întors la indicatorii statistici ai tuberculozei din 85. O să-mi spuneți că nu era același sistem de raportare, că nu toate cazurile erau înregistrate. Așa este, că s-au schimbat multe lucruri. Dar vă și răspund, era mai multă ordine, eșaloanele medicale știau ce au de făcut, protecția socială a bolnavilor de tuberculoză, la atât mă refer eu, nu la altceva, era alta, erau cunoscute îndeplini sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească toate unitățile implicate. În anul 2002, ce s-a întâmplat de a fost această creștere? S-a întâmplat ceva foarte clar. Odată cu Revoluția din decembrie s-au schimbat toate regulile, ca și în societate, în activitatea medicală. Adică se diagnosticau mai ușor sau ce? Era o problemă foarte importantă legată de sarcinile și cine dă dispoziții și cine execută. Exista o legătură foarte clară de la specialistul care pune diagnosticul până la medicul de familie care acorda tratamentul, făcea anchetă epidemiologică. Aveau acei anumiți asistenți de igienă prin localități, cum erau. Mergeau caravanele cu MRF-ul, dacă țineți minte, cum se făceau raze la toată lumea și făceau investigații. Era oarecare ordine. Toată lumea a părăsit această ordine. În haosul ăla de după Revoluție a apărut instituția medicului de familie, dar atenție, medicul de familie a apărut ca instituție pentru pacienți asigurați. TBC-știi de regulă erau neasigurați, erau oameni de la medii sărace, de la marginea societății și a reieșit ca atare un haos de ăsta în organizarea și supravegherea bolnavilor de tuberculoză, de la depistare până la profilaxie, până la tratament. Și așa se explică explozia mare. Cu toate eforturile făcute, și vă recunosc că s-au făcut eforturi foarte mari, chiar existența spitalului nostru este tot în cadrul acestor eforturi de a se face unități moderne, de a crea condiții de diagnostic și de tratament. Efectele sunt în timp și asta este pericolul de acum, să nu ne bucurăm de această scădere, pentru că ea este cu două tăișuri. Dacă pui piciorul pe frână, mașina se va opri, dar tuberculoza va merge mai departe. Cam asta e situația la care noi, ca specialiști, încercăm să-i convingem pe decidenții, în primul rând din minister, din ministerul nostru, pentru că lucrurile sunt într-o continuă schimbare și acolo, și, nu în ultimul rând, pe decidenții locali, nu numai în general, pentru că tuberculoza nu înseamnă decât să pui diagnosticul și să plece omul. Tuberculoza înseamnă să iei măsurile sociale și măsurile sociale sunt la pământ la ora actuală. Nici pensie nu mai primesc bolnavii de tuberculoză. Cu ce să mănânce? Ce să mănânce dacă n-au ce să mănânce, nu? Stau în spital și când pleacă acasă nu au ce să mănânce, n-au cine să integreze, n-au familii și așa mai departe. Ăstora trebuie să li se dea un suport social. Și atunci, la nivel de minister, s-a inițiat. Și una din inițiatoare, co-inițiatoare, a fost o ziaristă care a fost bolnavă de TBC și al cărui nume cred că nu e greșeală pentru că ea l-a făcut public, este Paula Rusu. Care a cunoscut public și... Da, și care a fost principala catalizatoare a unor inițiative care s-au și finalizat în așa numită legea tuberculozei. Legea asta a tuberculozei nu este, deci titlul este pompos, dar erau niște măsuri suplimentare față de regulile pe care le avem, prin care se urmărea ajutorarea persoanelor care sunt diagnosticate cu tuberculoză. De 2 ani de zile s-a dat aproape. Cred că face 2 ani de zile. N-au ieșit normele de aplicare, că așa e la noi. Și nu putem aplica. Nu se aplică. Deci în momentul de față nu se aplică. Nu, nici vorba. Bolnavii de TBC se mai pot pensiona? Știu că există... Nu. Deci nici măcar atâta lucru. Deci dacă depistăm la ora actuală un bolnav de tuberculoză și bolnavul de tuberculoză nu are nicio sursă de trai și în tuberculoză, în general, dacă îi merge bine, după 2 luni de zile trebuie să-l trimiți acasă, cu condiția ca el alte 4-5 luni să facă tratament acasă și vrei să-l ajuți, să-i oferi un ajutor social, o pensie, ceva, care de unde să aibă să mănânce, să-și plătească lemne, eu știu, căldură acolo unde stă el. Nimeni nu-l ajută cu nimic, pentru că s-au modificat niște articole în legea pensiilor, ceva, pensiilor medicale, care nu mai includ tuberculoza ca diagnostic, la cauză iminentă de pensionare. Deci bolnavul, practic, 6 luni de zile cât ține tratamentul, este pe cont propriu din punctul ăsta de vedere, da, să se descurce. Noi îi asigurăm suport logistic la investigații, la tot ce vreți, la tratament. Tratamentul e gratuit, e un efort considerabil pe care îl face statul, dar din punct de vedere social, nu se face nimic. Eu vă duc fără să fiu un adept al societății de înainte de 89. Dar un bolnav de tuberculoză pe vremea aia, dacă era depistat, știți că se făceau repartiții de case prin consiliile, era să zic consiliile locale, consiliile județene, nici nu mai știu cum se numea, Consiliul Popular. Da. E bine, pentru bolnavul de tuberculoză avea dreptul familia respectivă să ceară o cameră în plus. Își schimbau casa. Primeau ajutor de încălzire. Lemne de foc, că locuiau la case mulți. Pentru bolnavul de tuberculoză primeau lemne fără cărbuni, că restul primeau rații lemne cu cărbuni. Bolnavul de tuberculoză, ca și copiii lui, primeau, în afară de spitalizare, sanatorii, la munte, primeau așa numitele preventorii, care erau un fel de spital, la granița între un fel de spital pentru contacții TBC, pentru persoanele expuse, să se ducă la aer curat, la nu știu ce, un fel de tabere. Copiii lor mergeau acolo. Plus cele care se înălțicea cu tratamente gratuite și așa mai departe. Niciuna din măsurile astea nu mai este valabilă. În afară de tratament gratuit, nu. Astăzi nu mai e nimic. Din păcate apar niște proiecte europene, cu bani europeni, pe care să înghesuie Institutul Marius Nasta și eu știu ce centre mari să le câștige, care vin cu niște teme care spun, vai, pentru prima dată în România apare o caravană, te zice, nu, dom'le. Caravane, ăștia mai bătrâni, știm, în meserie, caravane erau în toate județele și mergeau în toate comunele. În urmă cu câțiva ani chiar am participat împreună la o astfel de caravană și știu că mergeați în toate zonele defavorizate, în toate zonele cu populație săracă. Sigur că da. Acum lucrurile astea au rămas decât așa, dacă nu sunt reguli, adică sunt decât niște proiecte. Dacă nu ești un județ cuprins în proiectul ăla, nu se face. Și acolo nu te duci să iei județul la prin ciuri peste tot, să vezi dacă găsești ceva sau cum sunt, decât în anumite colectivități unde bănuiești că sunt probleme. Ori tuberculoza nu ține seama de aceste împărțiri arbitrare. Avem oameni bolnavi de tuberculoză, că e boală contagioasă, care sunt din sferele înalte ale societății, precum și oameni, majoritatea, covârșitoare, care sunt oameni care au probleme de integrare socială, care sunt săraci, care n-au ce mânca și așa mai departe. Oamenii se mai lovesc de mentalitatea de rușine aia. Când auzeai că ai tuberculoză, era o rușine. Și acum, nu a dispărut? Adică nu, stigma niciodată n-a dispărut și e una din metodele cu care reprezintă unul din motivele de mare suport psihologic care ar trebui acordat tuturor bolnavilor de tuberculoză. Și care nu se acordă. Și care nu se acordă din motive diverse. În primul rând că lipsește această verigă. Asistentul social, practic, este absent în colectivitate. Orice primărie ar trebui să aibă asistent social, psiholog. Câte spitale au angajați psihologi? Spitalul în care ne aflăm acum, spitalul nostru, a fost făcut printr-o finanțare în 2003-2004 a Fondului Global pentru combaterea HIV-SIDA, tuberculoză și malarie. Proiectul este un proiect făcut de ei și adaptat la cerințele românești. Proiectele originale americane aveau cabinete de psihoterapie, de săli de lecturi, videoteci speciale pentru a-i le comunica în mai multe feluri că boala este o boală tratabilă dacă și ia corect tratamentul, dacă respectă niște condiții de viață. Aceste elemente au rămas undeva în spate și doctorii, în special doctorii mai bătrâni, știu să explice dacă au timp. Și dacă au receptorul, dacă au cui să se exprime. Dar nu sunt implementate. Dar ele nu sunt ca atare, să zic, nu există spital, nu există bolnav care să le iei în evidență fără să treacă prin filtrul unui psiholog, să explice ce și cum și care-i treaba. Să te duci cu el, să explici în colectivitate că nu e o rușine să ai tuberculoză, că e o boală care se dă de la omul bolnav la omul sănătos și așa mai departe. Această stigmă există încă. Cu toate eforturile noastre există frica asta de a veni în contact, dar frica asta nu este dusă până la elemente benefice. De pildă, anii trecuți am avut o asistentă la un cămin de copii care a fost bolnavă de TBC, săracă. Da, a fost mediatizat cazul. Primele, păi da, vă și spun. Primele analize arătau chiar că asistenta ar fi bolnavă cu un bacil rezistent. Acum la bacilii rezistenți nu prea ai ce să le dai chimioprofilaxie, pentru că ei sunt rezistenți. Degeaba îți dau un tratament care nu e sensibil, un tratament cu hidrazidă, dacă bacilul pe care îl bănuiești de sursă este rezistent la hidrazidă. Și atunci am dispus niște analize aprofundate. Analizele astea sunt niște analize care nu ies imediat. Testări genetice, testări pe medii lichide. A dat Dumnezeu și rezultatul a fost la bun. Adică s-a dovedit că fata s-a și tratat, e vindecată la ora actuală. S-a dovedit că tratamentul era ăla bun și așa că erau câțiva copii care aveau floricica la mână, IDR-ul pozitiv. IDR-ul pozitiv însemna că poți să fii, ești mai susceptibil la infecția tuberculoasă decât ceilalți. Și următoarea etapă era să le dai chimioprofilaxie. Da? Au făcut petiție că nu vor să, dacă copiii lor n-au nimic la plământ, de ce să ia tratament? Și din mare fervoare ce am avut atunci să facem investigații tot și să luăm măsurile care sunt și să detenționăm situația, am fost puși în situația ca ei să refuze ultimul mijloc de profilaxie, care le asigura siguranța, că nu se întâmple nimic cu copiilor. Dar în acel caz niciun copil nu a dezvoltat boală. Nu avem boală. Dar, de exemplu, ați adus în discuție acest caz. Dacă se întâmplă să repete istoria și mai avem, eu știu, un angajat dintr-o instituție publică... Oricând se poate repeta. Oricând se poate întâmpla. Dumneavoastră sau noi, la nivel de județ, avem centre care să facă fața unui număr mare de bolnavi sau suspiciuni, să avem unde să-i verificăm, Nu, centrele astea pentru copii sunt regionale. Noi trimitem cazurile la București. Pentru asta. Nu există. Deci nici la noi în spital și nu există nicăieri în județ și în județele din jur. Nu există centre pentru tuberculoza copilului. Deci într-o astfel de situație noi trimitem toți copiii la București? Nu. Noi investigăm și trimitem la București și ce ni se pare care modificări, care suspect. Altfel noi investigăm. Avem toate măsurile și substanțele pentru a face acest lucru. Dar, de exemplu, aveți aparatura și toate dotările necesare pentru a investiga un număr mare de copii sau neapărat de copii, de adulți, într-un timp relativ. În clipa asta, da, am fost în pericol anii trecuți, datorită faptului că a falimentat Institutul Cantacuzino, care producea substanțele astea și când am început eu meseria, astea erau ca pâinea caldă, să zic, peste tot, ca produsele să fie aduse numai din import și să fie foarte scumpe. Dar facem față și suntem pregătiți și logistic și este și un sistem, ca la 112, că tot e modern acum, de a împrumutat într-un județ, într-un centru, în altul, în anchete epidemiologice mari, toată această tehnică. Nu avem probleme de triaj, să zic așa, acolo unde este cazul. Deci primiți ajutor din alt județ, dacă ar fi dacă ar fi să intrăm în imposibilitate tehnică la un moment dat. Nu se pune problema. Am înțeles. Să ne întoarcem un pic la anul 2018, când pe hârtie, doar pe hârtie, apare o scădere a numărului de bolnavi. Da. Această scădere, în primul rând, nu mai are în spate acele caravane. Știu că înainte, așa cum am vorbit un pic mai devreme, făceați caravane, acolo se depistau cazurile noi de boală. În momentul de față știu că nu se mai fac caravane. Deci dumneavoastră depistați cazurile doar la bolnavii care vin la spitalul dumneavoastră. Sau care este exact? Legea spune așa. Când din 2006 s-au interzis acțiunile screening, deci cele de luat așa la toată lumea, la rând, legea spune că rămân valabile toate măsurile la pacienții simptomatici. Cu alte cuvinte, ai un doctor de familie, tușești, ai sau te adresezi singur, sau un asistent social, sau un mediator în comunitățile de rom. Îl trimiți și medicul pneumolog, dispensarele TBC de regulă, spun că este tuberculoză sau nu, suspiciunea este până la el. El trebuie să-ți dea, se infirmă sau se confirmă. Deci el vine cu suspiciunea de la medicul de familie? De la oricine. Poate să vină și de la mediator. Am înțeles. Deci, teoretic, nu se refuză suspiciunea, chiar dacă vine el singur și spune vreau să-mi fac un control, să-mi spune să n-am TBC, pentru că a avut mama, a avut tata, a avut un vecin de lângă mine, deci practic asta e gratuit. Și la dispensar se decide dacă este pozitiv? La dispensar se spune este sau nu este. Da? Se confirmă, dacă se menține suspiciunea, se trimite la spital, așa mai departe, să fac examene de spută și tratamente și tot ce trebuie. Dacă nu, îi se spune omului, du-te liniștit acasă că n-ai nimic. Câte dispensare mai avem în județ? 3. De fapt, 2 jumate. La Oltenița, greu, pe care îl menținem greu, pentru că, dar foarte util, pentru că practic are rondat jumătatea de vest a județului. La Călărași, astea amândouă au în jur de 150.000 de locuitori arondați. Da. Orașele principale unde sunt amplasate și comunele din jur, și la Lecliu, unde este mai mic, are o rază mai mică, dar util în continuare, pentru că acopere și zona Fundule. De ce a spus 2 și jumătate? Pentru că la Lecliu nu avem decât jumătate din capabilități, adică avem decât partea de consultație, doctor asistentă, și nu avem laborator. Practic, eșantioane de spută ce luăm noi și așa mai departe, le transferăm aici. Pentru că ei nu au așa ceva. Nu au așa ceva, da. De-aia e jumătate de activitate, deci... Da. Pacienții care sunt exterminați după 2 luni și trebuie să-și țină tratamentul acasă, încă 4 luni, sau da, cât este perioada prescrisă de medic, îți țin tratamentul sau trebuie să meargă cineva după ei să se asigure, ți-ai luat tratamentul astăzi, ai mâncat bine, te-ai îngrijit, sau cum? Că și că există o problemă. De regulă, indiferent de cât de școlit este pacientul, el tinde să nu-și ia tratamentul. Pentru că se simte bine și nu înțelege de ce mai îmi dă ăsta tratament atâtea luni de zile. Ați înțeles? Și atunci strategia mondială, nu în România, este DOT. Sunt niște aprecieri de la niște cuvinte din engleză care înseamnă directly observe treatment. Tratamentul strict supravegheat. Cu alte cuvinte, în tuberculoză trebuie să înghită în prezența unei alte persoane, calificate de regulă, cadru medical, să înghită pacientul medicamentele. Se poate face și în prezența unui membru al familiei? Da. În situația în care da, nu există un cadru medical? Sigur, în zonă? Ce se întâmplă cu cei care nu urmează tratamentul în mod corect și nu-și administrează medicamentele în mod corect? Pacienții care nu-și iau tratamentul corect riscă să devină rezistenți. Este o caracteristică păcătoasă a microbului tuberculozei că, netratându-se corect, se dezvoltă tulpini rezistente la medicamentele obișnuite. N-ar fi o problemă. Devine așa numitul pacient multidrog rezistent, MDR, care are alte scheme de tratament mult mai scumpe, mult mai toxice, de durată mult mai mare. Deci, vă dau un exemplu așa tehnic. Cam de 250 de ori e mai scump tratamentul unui pacient de multidrog rezistență și nu ai siguranța succesului, și tratamentul are loc, nu se mai duce 4 luni de zile după spitalizare, ci se duce cel puțin 12 luni după ce devine negativ. Și dacă ai neșansa să te întâlnești cu un astfel de pacient și ai luat acest... Ai soarta lui. Același tratament, aceeași regulă. Faci tratament, devii negativ la un moment dat, într-o schemă care este microbul sensibil, și te tratezi încă 12 luni după ce ai devenit negativ. Deci, foarte grav, și există niște experți americani care erau profesorii noștri în urmă cu niște ani de zile, care spuneau că dacă un doctor are în evidență un pacient inițial sensibil la medicamentele obișnuite, care devine ulterior rezistent, este culpă medicală, e greșeala ta. Ca supravegherea tratamentului. Deci nu este greșeala pacientului că nu și-a luat corespunzător, pentru că el trebuie să-și ia tratamentul... Un sistem sănătos trebuie să asigure supravegherea tratamentului. În ciuda rugăminților lor de a se învoi, de a le lua acasă, îți fac plecăciuni, că ei sunt conștienți, că sunt nu știu mai ce tot. Din rândul ăstora se selectează mari bolnavi care devin rezistenți din faptul că sunt sensibili. Dar există suficiente cadre medicale astfel încât să asiste toți bolnavii la tratament? Deci eu vreau să vă spun că nu, clar nu. Dar nu există cadre medicale în rețeaua noastră. De aceea noi nu putem să lucrăm de unii singuri și lucrăm în sistem integrat. Legea spune că acești bolnavi care merg acasă trebuie să fie supravegheați, să-și facă tratamentul sub supravegherea medicilor de familie, a asistenților sociali și așa mai departe. Și cazurile cărora li se admit autoadministrare sunt cazuri care instruiești un membru al familiei, de pildă are picioarele rupte, e paralitic, trebuie să facă și tratament de TBC. Decât cazurile alea să fie excepțiile, unde te asiguri că cineva răspunde de tratament. Din păcate există acești bolnavi cu MDR, multidrog rezistent. Din păcate, există și MDRX. Vă spun imediat. Este o chestie tehnică. Ai devenit rezistent înseamnă în principal că două droguri majore, două medicamente majore, izoniazidă și rifampicina, nu mai sunt valabile pentru tine ca bolnav și atunci ești multidrog rezistent. Dar dacă lucrurile continuă pe aceeași pantă, devii rezistent la toate medicamentele de tuberculoză. Ăia se cheamă XDR. Da? Ăia sunt practic tratamente inovatoare, foarte scumpe, sunt centre speciale, foarte slabă șansă de vindecare, foarte puțin bolnavi recuperați din aceștia. Și ce se întâmplă cu acești bolnavi? Trebuie izolați sau pot fi lăsați? În mod normal, orice bolnav de tuberculoză trebuie izolat până în momentul în care nu mai este contagios. Bun, și la multidrog rezistent sau atunci... Și la multidrog rezistent există centre MDR, pentru că suntem în România, nu se aplică regulile pe care le-am învățat la țările importante care au avut tuberculoză multă, deci Letonia, Lituania, au fost primele centre mari, la nivel global, unde era un fel de pușcărie. Consimțit, adică tu semnezi că ai luat la cunoștință care e regulamentul și nu ieși de acolo, până când nu ești negativ. Am încercat și noi, există două centre și în România, la București și la Biserican, la Iași, și pacienții nu stau în spital. Fug. Fug, pur și simplu. Tu îi cauți cu niște tratamente care nu se găsesc în rețeaua obișnuită, care sunt excepțional de scumpe și așa mai departe, și ei fug. În România avem pacienți rezistenți la toate medicamentele? Bineînțeles. Deci avem bolnavi MDRX? Sigur că da. Și în Călărași? Și în Călărași. Și... Nu sunt mulți, dar avem. Bun. Și aceștia sunt internați în momentul de față? Sau... O parte da, o parte nu. Și cei care nu sunt un factor de risc pentru societate, pentru comunitate? Cei care nu sunt internați? De regulă, dispensarele TBC gestionează această situație. Dar nu întotdeauna situația se finalizează cu măsurile pe care le-am dorit. Adică totuși nu poate deveni penal că el cu bunăvoie își pune în pericol membrii propriei familii. Dacă ar fi să ne rezumăm doar la familie, dar dacă iese în comunitate nu se... Da, reprezintă o problemă. Nu pot să vă dau acum cât sunt și pot să spui că dacă ia tratamentul și și-a luat în faza de continuare a unui tratament și e negativ, omul poate sta acasă, fără probleme, să-și ia tratamentul. Dar nu pot să vă spun când să redefinește ca și activ, când aruncă cu microbi, deci practic ei ar trebui să accepte să stea numai în spital. Știu că exista la un moment dat, la angajare, dacă te angajezi în cadrul unei instituții sanitare, instituție publică, când ai contact cu foarte mulți oameni, se făceau acele raze pentru a vedea dacă ești bolnav. Acum legislația prevede? Nu. S-au interzis prin legislație. Bun, și te angajezi. Știu că în urmă cu câțiva ani... Examenul clinic, simptome, cum v-am spus la început. Dacă nu are simptome, la primele simptome poate să fie trimis la specialist. Altfel nu. În prima fază tuberculoza poate fi asimptomatică? Bineînțeles că da. Păi și atunci... Dar poate fi și nevizibil radiologic, să zicem. A, deci nu o descoperi nici la... Da, poți să nu o descoperi, da. Știți de ce vă întreb? Pentru că în urmă câțiva ani am mediatizat un caz al unei tinere care ajunsese să lucreze într-un fast food foarte cunoscut, nu o să-i dau numele acum. Vă dați seama, acolo fiind într-un mediu atât de populat, în contact cu foarte multă lume, am stat la vremea respectivă și m-am întrebat cum a fost posibil să angajeze o persoană bolnavă și mi se pare că era și luată în evidență cu tuberculoză. Cum a ajuns să lucreze acolo? Eu știu cazul foarte bine, era în evidența județului nostru, dar se dusese să lucreze, unde credeți, tocmai în Teriman. În București. Da. Ăia aveau ca o mare multinațională ce sunt contract cu un centru de medicină a muncii, da. Iar centrul de medicină a muncii, ea nu și-a declarat boala, primea tratament în rețeaua noastră de la Lecriu, era externată de la Marius Nasta, ea nu și-a declarat boala, a vrut să se ducă femeia să lucreze, pentru că încă o dată revenim la ideea lipsei suportului social, avea nevoie de locul să lucreze, da? Iar cei de la medicina muncii nu aveau obligația să-i mai facă raze cum se făceau până în 2005-2006. Și atunci nu tușea, n-avea nimic, mersi bine, au angajat-o, până când femeia a făcut un episod, nu mai țin minte ce, a fost răcită și un spital a descoperit că are leziuni active și ne-am prins noi atunci că bolnava noastră care lua tratament acasă se ducea și lucra, fără să spună undeva, în alimentația publică. Ce ne facem cu astfel de oameni? Nu ne facem nimic. Suntem total descoperiți la chestia asta, pentru că nu suntem organizați. Undeva s-a rupt un lanț. În cazul nostru s-a rupt lanțul, având în vedere tuberculoză, al controlului radiologic la internare, la angajare, care era util. Am depistat sute și mii de cazuri în felul ăsta. Erau și altfel de chestii. Poate eu exagerez puțin acum, dar se depistau la copiii care dau examen la facultate, la intrarea în armată, când se încorporau în armată tinerii, la căsătorie. Acum, toate aceste interdicții au venit pentru alinierea la standardele Uniunii Europene, care spunea că nu e bine, și așa este, să fie supraradiată populația. Da? Supraradiată înseamnă o radiografie făcută la... La câțiva ani de zile nu era problemă. Asta zic și eu. În afară de asta, dacă faci beneficiu la ce te expui, ajungi la concluzia că ne-am grăbit să ne integrăm în măsurile astea, noi ca țară care avem multă tuberculoză. Păi, într-un fel sau altul, toate se leagă. Au dispărut caravanele, au dispărut aceste analize. Care și le aducem acum, vă întrerup, și le aducem acum caravane ca pe o mare noutate care apare pentru prima dată în România, pentru că generațiile noi nu știu că noi le făceam înainte. Și aducem ca proiecte europene. Proiectul vine, pleacă și iar rămânem fără caravane, fără vidul legislativ. Măsurile sunt legislative. În fiecare an ne luptăm pentru amărâți de bani la program ca să avem să le dăm bolnavilor medicamente și așa mai departe, pentru că vin tot tăieri. Avem proceduri noi care pun diagnostice repede, mai ales în sfera asta a sensibilității. E MDR, nu e MDR, ca să știi tratamentul repede. Costă extraordinar de mult toate astea. Dacă n-ai bani să le faci pe astea noi, degeaba citești în revistă că există procedurile alea. Tu nu le poți folosi. Da, nu le poți accesa până la urmă. Sigur că da. Aici trebuie o mână de fier, programe naționale, iar în special ca tuberculoza, oricând poți să ai o epidemie într-o creșă, într-o grădiniță și de-abia atunci opinia publică se inflamează și când vede că treaba e totuși, ai că n-au murit copiii, totuși e bine, vezi care e treaba, nu le mai dăm chimioprofilaxie, nu luăm măsurile până la cap, că merge și așa și... Deci până la urmă trebuie să... Doamne, și rămânem cu morcovul, că știți că în tuberculoză există așa numitele calcificări. Deci ai prins un microb în cursul copilăriei tale și organismul s-a apărat, îngrămădește acolo microbul într-o calcificare, o depunere de săruri de calciu în interiorul plămânului care nu lasă microbul să se dezvolte. Numai că acea depunere nu este pe viață. În condiții în care scade rezistența organismului, microbii aia ies și încep să se plimbe în corp și îți determină tuberculoza. Se numește teoria reinfecției endogene, adică o ai în corp, luată de nu știu cât timp și scoate cap. Da. Ei, chestia asta se neglijează la toată lumea, spune, du-te liniștit, nu ai nimic la plămâni. Sau să fac efortul invers, să spui, ai prea multe lucruri la plămâni și ele nu sunt leziuni sechelare. Deci, rolul pneumologului încă este determinant în stabilirea caracterului activ sau inactiv al leziunilor pe care toți le avem. Nu mai există pe parafele noastre imagine toracică normală, ITN, cum era când eram noi copii. Nu? Acum spune, fără leziune active TBC, adică ai, dar nu sunt activ. Dar nu sunt activ. Da. Care sunt factorii favorizanți pentru dezvoltarea bolii? Scăderea imunității sau... Primul și cel mai defavorizant factor în zona noastră aici este alcoolul. Alcoolul. Contrar tuturor credințelor populare care leagă alcoolul decât de ciroză și, mă rog, așa mai departe, alcoolul este strâns legat de tuberculoză prin scăderea rezistenței țesuturilor. Mari consumatori de alcool, mai devreme sau mai târziu, sunt tuberculoși. Tot așa se știe că fumatul face rău. Face, determină cancer pulmonar. Peste 75% din mari fumători au leziuni precanceroase care le dezvoltă ulterior în leziuni canceroase. Dar tuberculoză nu. Tuberculoza este strâns legată de alcool. Este problema noastră cea mai mare. Pentru că acum nu prea mai avem oameni subnutriți. Mai sunt, dar numărul lor a scăzut. Alcoolul reprezintă cea mai importantă. După aia bolile psihice. Suntem un popor bolnav. Într-un anume grad, toți avem o boală psihică. Boala psihică este boală care deteriorează sistemul imunitar și iarăși ajunge la tuberculoză. Și pe sistemul imunitar? După aia pe sistemul imunitar. În străinătate, singurele cazuri de tuberculoză mai apar la bolnavii de HIV-SIDA, care e o epidemie globală și care determină așa ceva, scăderea sistemului imunitar. După aia sunt toate bolile pe care le avem în ultima vreme, așa numitele boli moderne, cum ar fi diabetul, epidemie de diabet în România. Diabetul este cauză predispozantă pentru tuberculoză. Unele tratamente sunt, tratamente pentru bolile reumatismale cronice, tratamente novatoare, tratamente oncologice, orice. Cancerul ca atare scade rezistența organismului și te trezești cu bolnav de tuberculoză. Scade rezistența. Aici, de-aia spun, tuberculoza este o boală care trebuie să se trateze în sistem pluridisciplinar și interdisciplinar. De pildă, dacă nu cunoști treaba asta, ajungi în situații ridicole, cum am primit noi la camera de gardă, un bolnav cu fractură. Fractura, avea piciorul rupt, îi bălângânea, țipa de durere, care avea niște leziuni pe plămâni și ăia de la urgență îl trimiseseră la noi. Dacă era tuberculoză activă și dacă avea tuberculoză activă, ce? Îi puneam noi gips, îl operam noi la picior, nu acolo era urgența. Deci luptăm cu sistemul de medicină clasică, să zic, cu ceilalți colegi, pentru a-i convinge că și bolnavul de tuberculoză, chiar dacă e tuberculoză activă, poate să facă o hemoragie digestivă, o criză cardiacă, să-și rupă ceva. Nu la noi se tratează ăla, se tratează acolo, la specialistul de organe. Care ar fi situația? Să aibă un izolator unde să-i pună, să-i poată și pe ei manageria cineva, să-i țină cât e nevoie și după aia să-i dea drumul acasă sau să-l trimită la noi. Pe bănuiesc ar trebui urmații aceiași pași ca în cazurile de gripă, când sunt epidemii. Oricum, dar sunt niște bolnavi cu niște drepturi. Nu poți să-l alungi decât are și TBC, să duce la TBC, că spitalul ăla de TBC nu are cardiologie, chirurgie și așa mai departe. E ridicol. Da. Să vorbim un pic despre simptomatologie. Care sunt simptomele unui bolnav de tuberculoză? Tocmai în asta constă perfidenia bolii. Pentru că simptomele sunt lente, insidioase și care te cuceresc încet, încet, fără să-ți dai seama neapărat că ești bolnav. De pildă tușești. Dar toți spun că tușesc de la faptul că au răceală, o răceală prelungită. Tuse matinală, că este tusea fumătorului. Este o scădere în greutate. Dar toți oamenii vor să scadă în greutate în ziua de azi, așa că ei chiar se bucură că scadă în greutate. Da? Este o astenie fizică, toți avem. Toți așa simțim că nu se mai termină, se schimbă anotimpul, așa mai departe. Paloare, anemie. Deci astea sunt niște semne care se numesc în medicina clasică sindrom de impregnare bacilară, adică bacilul se dezvoltă atunci și dă aceste semne pe care le dă organismul. Dar noi câteva suplimente alimentare și ne simțim bine. Sau credem că ne simțim bine. Sau... Și atunci, dacă nu are loc o examinare precoce la semnele astea. De pildă, pneumologia, literatura pneumologie spune că orice tușitor peste 3 săptămâni ar trebui să-și facă probleme și să-și facă un control. Ca un exemplu. Dacă nu luăm măsuri, boala merge mai departe până când dă un semn de ăsta de gravitate, adică scuip sânge, pentru că acolo să zicem că se erodează un vas de sânge și sângele alea se aruncă până în spută. Și atunci vii. Noi, din păcate, noi nu mai depistăm decât în cazuri excepționale bolnavi în faza aia, în care găsești de-abia are o zgaibă pe plămâni și îl iei în tratament repede și îl vindeci fără să se mai cunoască. Foarte puțin. La noi vin bolnavi când au jumătate de plămân mâncat, când e plin de găuri, așa numitele caverne, când scuipă sânge și chiar dacă nu mai faci acțiuni de depistare, vine el singur, face așa numită depistare pasivă. Cam asta facem noi și eu acuz foarte tare sistemul în care lucrăm acum, că ne mărginim foarte mult la depistare pasivă. Dacă vin oamenii la noi, bine. Suntem ok, chiar bine, îi punem diagnosticul, oprim în tratament. Dacă nu vin ei la noi, nu prea ne mai ducem noi peste el. Deci până la urmă omul să vină la medic dacă tușește mai mult de 3 săptămâni și asta un alt simptom? Păi asta, cam asta, tuse, scădere în greutate, paloare, astenie fizică marcată, transpirații. Deci toate cumulate ar trebui să fie un semnal de alarmă. Sigur, dar în principal tuse. Deci, dacă vine decât la simptomul de că scuipă sânge, este deja destul de avansat. Este prea târziu. Da. Dar niciodată nu e prea târziu, dar este destul de avansată boala. Și dacă, de exemplu, avem un copil care tușește mai mult de 3 săptămâni, ce facem cu el? Că la dumneavoastră nu se internează. Nu, dar el merge la rețeaua de pediatrie. Dacă tușește și nu are, să face și acolo investigație radiologică, trimis în consul la noi, vedem care e problema. Că ei nu prea sunt, ei nu devin contagioși, ei fac un fel de infectare a ganglionilor, care ăia mărindu-se fac compresie pe bronșile mari și determină senzația de tuse și tusea ca atare, ca simptom. Și dacă este pozitiv? Nu este pozitiv, că e pozitiv la examen radiologic. Da. Oh. Ajunge la pneumolog, pneumologul consideră, îl trimite la rețeaua de pneumologie la București. Da? La București, nu la Călărași. Nu avem atât de multe cazuri la copii, chiar că o parte din cazurile pe care le avem la copii acum le-am considerat supradiagnostice acolo. Adică dacă provenea din focare de tuberculoză, mama sau tata bolnav, și chiar dacă nu erau niște leziuni vizibile, ei le considerau tuberculoză de tratament, mai cu un fel de oala acoperită nu dăm foc. Da. Și rămâneai cu copilul în tratament de tuberculoză 6 luni de zile, când poate că n-avea nevoie. Bun. Și un bolnav de tuberculoză trebuie să fie bine hrănit? Absolut. Igienă. Să se odihnească. Igienă, să odihnească și... să nu facă efort. Și cu... atmosfera, că trebuie să fie cald în casă sau cum... Păi da, tot confortul, da. Că vorbeam în urmă cu câțiva ani, le dădeau lemne de foc sau ceva de genul. Deci trebuie să ai tot confortul. Da. Să nu stai în frig și să nu... Toate chestiile astea nu le poate face decât având o sursă de întreținere. Și dacă nu asta vrea legea tuberculozei, să le dea un ajutor. Legea care nu se aplică. Legea care nu se aplică, că n-au ieșit normele. Și ne întoarcem ca o concluzie. Și vine un ONG care spune, am anexat niște fonduri pe durata proiectului să le dăm noi. Adică, domnule, hai să râdem. Noi dăm lege, nu o aplicăm și vine ea să spună că facem ce trebuia să facem noi prin lege. Da, dar pentru o anumită perioadă. Da, ei da, cât au finanțare, atât, să termină banii, pleacă și noi rămânem cu aceleași bune obiceiuri. Dar rămânem și cu legea dată. Și ce facem cu ea dacă nu aplicăm? Da. Ca o concluzie, ne întoarcem un pic la anul 2018, unde se înregistrează această scădere. Și vedem că, într-un fel sau altul, toate sunt legate. Se înregistrează o scădere a numărului, dar, pe de altă parte, nu se mai fac analize la angajare, deci de acolo, clar, nu mai identificăm bolnavi, nu se mai fac acele caravane cu care dumneavoastră a străbătut județul în lung și în lat, deci nu mai aveți de depisat. Iar concluzia mea, și să-mi spuneți dacă este corectă, ar fi că această scădere este doar pe hârtie, că, în realitate, sunt doar cazuri care nu au fost depistate încă. Deci e foarte corectă concluzia și este și temerea mea că nu reprezintă realitatea. Eu bănuiesc că în bazinul de populație pe care îl avem în supraveghere există cazuri În fiecare moment, în momentul ăsta care depistăm, care nu sunt depistate, pentru că nu se prezintă la doctor, nu se duc și nimeni nu-i depistează, decât până când se prezintă ei, pentru că când simptomele sunt mai mari. România este mult prea departe de eradicarea bolii. Nici nu vorbim, nici pe plan mondial n-a îndrăznit nimeni. În afară de guvernul comunist al României, care a spus că a eradicat-o de mult, când am intrat eu la specialitate și am văzut spitalele de TBC pline de bolnavi, ne gândeam, bă, dar acum, pentru că noi am învățat că s-a eradicat tuberculoza și asta erau plină de bolnavi de tuberculoză, până când am ajuns să lucrăm și am prins și valul ăsta de după Revoluție foarte mare, suntem departe. Totuși, aș vrea să vă spun că depinde foarte mult de grupul de populație și de cultură. Trebuie să știți așa că în România, de pildă în anul 2018, până 2018, pardon, că suntem în 2019, deci până în 2018, pe tot anul, am înregistrat 59,1% de mii de locuitori, România. Campionul numărul 1 pe țară este județul Olt, care are 103. Deci aproape dublu. Urmează Telorman, Dolj, Botoșani, Galați, Tulcea, și Bacău, scăzând. Noi suntem 63. Pe locul 63 la Nu suntem pe locul 63. A, 63 numărul 63 la 100 de mii de locuitori, când țara are 59. Deci suntem pe acolo, aproape de media țării. Dar întrebați-mă cât au cei mai mici. Județele Harghita 18,4%. Față de media țării românești, 59, Brașov 27, Cluj 29, Covazna 30. Deci cam. Și ăștia 18,4 Harghita, de cel mai mic la noi, populația maghiară, de ce oare? Sunt mai conștiincioși, se duc la doctor mai repede, au alt stil de viață, nu ar fi atât de consumatori de alcool, care ar fi starea lor, nu știu. Toate chestiile astea, comparațiile că în Europa nu se ajunge la valoarea asta de 15%. Și în alte țări europene? Nu am statistica acum, dar nu se ajunge la 15%. Deci noi cu 59 suntem de departe numărul 1, cu toată scăderea asta noastră pe care o prezentăm noi pe plan local. Ce bine este pe plan local când zic țară. Da, da. În Europa suntem oricum numărul 1, de departe. Le dăm și lecții lor acolo. Ei nici nu mai știu să diagnosticheze corect. Vin muncitori în străinătate care au tot felul de scheme fanteziste făcute în tratament pentru că nu mai au toți abilitatea și experiența tratamentului cu tuberculoză. Și vin să se trateze în România. Pe când la noi există încă bine reprezentată.